Spunem că noi în accelerator construim acel zâmbet cu care te ceartă ușor un business atunci când, în sfârșit, aflând de produsul tău, spune: măi, unde ai fost până acum? Mulți cred că pentru a fi antreprenor este nevoie de o genă sau chiar de un organ separat, dar nu este așa. Vă putem spune din experiență proprie că totul se învață, mai ales când ești disciplinat. Și este exact ce facem noi la acest accelerator Innovix BCR. În principiu pornim cu găsirea unei piețe, unui segment nișă pe care noi îl putem ocupa și chiar domina într-un timp relativ scurt, cu resursele pe care le avem. Este foarte important acest lucru pentru că mulți se diluează și încearcă să găsească mai multe segmente, dar este nevoie de focus pentru acel segment. Ce mai facem noi în acest accelerator după ce găsim această nișă? Calculăm TAM-ul, Total Addressable Market, pentru a vedea câți bani putem face din acel segment. Există varianta ca acel segment ales de noi să fie prea mic și să nu fie tentant pentru noi și este păcat să ne folosim timpul și resursele limitate pe care le avem noi pentru a acapara un segment care nu ne duce nicăieri. Sau, din contră, putem descoperi că acel segment este parte din alte segmente gen domino și dacă îl dominăm pe primul, reușim să accesăm diferite segmente. Dar nu este vorba numai despre segmente aici, ci și despre persoana, și anume persoana aceea care ne folosește nouă produsul. Și spun persoana pentru că este nevoie să știm acea persoană atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere personal, ce priorități are, cum gândește, ce valori are, de ce ia deciziile pe care le ia. În acest sens, oferim structura necesară, după cum am zis, în accelerator pentru a determina cât mai exact. Mai mult, după ce am găsit persoana, este bine să vedem cum folosește acea persoană produsul nostru. Și mulți intră în jocul acesta al testării produsului din momentul în care clientul s-a decis că vrea să facă ceva. Este deja târziu. În principiu se începe mult mai dinainte, poate părea puțin ciudat, chiar înainte de a realiza că are o nevoie. Prin studiind persoana, noi realizăm că acel client are o nevoie împlinită sau neîmplinită și pe urmă toți pașii următorii documentăm foarte bine. Cum îl folosește, cum îl accesează, cum îl instalează, cum plătește pentru el, de ce nu, cum îl propune celor din jur și de ce nu până când face upgrade. Dar aici nu este totul. Ce mai recomandăm noi este să-și calculeze mereu valoarea pe care o aduce clientului respectiv. Pe scurt, cum era înainte de a folosi produsul respectivului business și cum este clientul după ce folosește respectivul produs. Câți bani economisește, cu cât îi scade riscul, cu cât îi scade time to market. Efectiv, beneficii concrete și palpabile pe care este necesar ca acel client să le cunoască, să le știe și să-și dea seama că produsul pe care îl oferă este cel pe care îl căuta de mult. Foarte important este să știi care este poziția ta competitivă față de piață. Și aici noi avem materiale prin care realizăm efectiv la precizie milimetrică cum produsul tău deservește sau nu primele două priorități ale clientului tău țintă. Și pentru aceasta avem o soluție, pentru că înseamnă că trebuie să ne întoarcem la segmentul pe care ni l-am ales, trebuie să ne întoarcem la, de ce nu, și la persoana, astfel încât să le armonizăm pe toate
și să își evalueze poziția produsului atât față de client cât și față de competiție. Ce este acela? Este acel lucru care face ca firma ta să facă mai bine un lucru decât alte firme de pe piață. Fie că este vorba de user experience, fie este că vorba că ai un network effect prea mare, cum este Google-ul, să zicem, fie că este vorba de un streamline process, tu ceva faci bine și este bine să știi ce anume faci tu bine, pentru că acel ceva îți va fi un factor diferențiator normal în produsul tău, va fi o piedică în a fi copiat în perioada imediat următoare și de ce nu îți dă o direcție să știi în ce să investești mai departe. Dacă acel core al tău sunt oamenii, trebuie să ai grijă foarte mult de oameni. Dacă acel core al tău este network effect, trebuie să ai grijă de network effect și tot așa. Până pe 5 martie puteți aplica la acceleratorul Innovix BCR. Noi vă așteptăm cu brațele deschise. Și după cum ați văzut, nu e nimic destul de strict și dur, noi căutăm să ne simțim și bine, vă așteptăm!